Deci avem o situație aici cu o casă ilegală. Așa cum am zis, pe serverul meu nu vreau case ilegale. Asta este un exemplu de casă ilegală, care este imediat lângă pușcărie. Insula asta, insula pușcăriei, nu trebuie să fie folosită ca și zona unde să îți construiești casa. Un exemplu de așa, da, apropo, e o casă minunată, este acea casă de acolo. Este pe insula din vecinătatea orașului. N-am absolut nicio problemă dacă băieții n-au probleme, având în vedere că e lângă oraș, s-ar putea să fie raidată. Dar dacă băieții o să continue să construiască chestia și o să facă o treabă bună, eventual s-ar putea să îi și protejăm. Ok, cum înlăturăm noi casele care sunt ilegale? Uite așa. Poc. 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 Nu știu dacă am pus 5. Limita e maxim de 5 care pot fi detonate. Așa. Așa. Și așa. Bună ziua, doriți să cumpărați o mașină? Bună ziua! Un vehicul, mai exact, o motocicletă. Oh, da, desigur, cu toată plăcerea, domnule, cu toată plăcerea. Doriți să achiziționați această motocicletă, da? Da? Ok, păi bănuții, să sperăm că nu interferează domnul. Bănuții și ea dumneavoastră. Și asigurarea? Iam, 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 iam. Este Asigurarea inclusă? se va plăti separat. Stați așa un pic că nu am să vă dau rest, trebuie să mă duc aici în casă. 2 secunde, vă rog. Băgăm Și bănuții cât aici. costă asigurarea? $1000 la mine și eu vă fac eu personal asigurarea. Ok, Deci încă uitați 500 de aici. dolari dacă aveți, ca să nu mai stau să mai caut. Dar mă puneți în N-am dificultate. cum, acumva. Mă puneți în dificultate. Da, știu. Haideți că vi dau altă dată, ca să nu mai stăm acum să mai pierdem vremea. Vi dau altă Ok. dată și asta imediat o să o comand la fabrică și imediat o să vină, ok? În vederea înmatriculării vehicului, pentru că o să trebuiască să vi-l înmatriculați, mergeți la poliție și vorbiți la poliție, plătiți o taxă de 500 de dolari. Aș putea eu să transfer poliției banii ca să nu fie Da. problemă Da, și da, nu mai vă dau niciun rest. E în regulă așa? da. Ok, e bine. Ok, perfect, perfect, ok. În cazul în care vă veți pierde automobilul sau nu știu, explodează, vi-l distruge cineva, asigurarea automat vă va da alt vehicul fără probleme. Ok. Perfect. În regulă, domnule, acesta este automobilul dumneavoastră, poftiți, pe culoarea negru, așa ați vrut, Ok. nu? Negru. Două Da? secunde, 2 secunde, că se pare că l-am bușit. Da, bună ziua, bună ziua. Ce vă pot ajuta? Să matriculez vehiculul meu nou. Un vehicul nou, ha? Da. Ok. Se pare că biroul e un pic cam închis. Haideți că o să fac eu aici o foicică. Uitați Ah. aici, uitați aici. Ah. Ușa deschisă. Da, cum de ai tu acces la ușă? Ce? Nu e nimic, nu e nimic. De ce ai acces la ușă? Chichirino i-a dat la Ionut și eu, cum sunt într-o echipă cu Ionut, Ah, am perfect. acces Bun, la bun, bun, ușă. bun, 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 bun. Și acum ai și tu oficial polițist, e ok. Bă. Da. Da. Ok. Aici. Bun, domnule, deci am să vă Ok. înregistrez aici. Ender 360, da? The Wanderer Ender, da. 0 aka The Wanderer pro nu protecție dirt bike black full casco așa perfect plus număr înmatriculare. Doriți cu preferențial?
Doriți cu preferențial sau număr random? Personalizat, personalizat. Ok, și perfect. Și v-a domnul... Da. Acum, acum am primit pe calculator banii de la domnul de la dealership. Okay. E în regulă cu tranzacția. Atâta că o să vă mai percep o taxă. Costă 375 înmatricularea. Na, știți că nu lucrăm cu aceeași bancă și mai ne costă ceva în plus. Excelent. Am să vă pun numărul de matriculare aici în față, ok? Trebuie să-l pun și pe laterală. Pe laterală, vreți pe laterală? Ar fi mult mai ok. Hai să zicem că e ok. E bine așa? Sau mai la stânga, mai la dreapta? Da, e perfect. Bun. Din ce județ sunteți dumneavoastră? Sunt din Sankt Petersburg. Ok. Deci SP. Mai departe, preferențialul, vă rog. Ce cifre, ce... 360ND. 360ND. Excelent, acesta este numărul dumneavoastră. Aveți grijă de, de vehiculul acesta, chiar dacă aveți casco. Noi vă vom restitui vehiculul dacă va fi distrus și va fi distrus oficial. Deci și restituirea aceasta se asigurare. se va face de asigurare. Restituirea aceasta, adică noi vom comanda alt vehicul, da, și vă vom aduce un nou vehicul. Restituirea aceasta a vehiculului se face odată la 3 zile. Deci încercați să vă păstrați totuși vehiculul, să nu-l explodați chiar în fiecare zi. Ok, și în caz de furat și distrus... Îl veți declara la noi la poliție și ne descurcăm noi mai departe. De fapt, pot să-l declar la tine, okay. Că acum oficial ești polițist. Da.